trei bicicliști și-au pierdut viața în acest an în Cluj-Napoca. În total, peste 100 de accidente în care au fost implicați bicicliști au avut loc în municipiu doar în 2018. Asta se întâmplă din cauza lipsei pistelor de biciclete, a agresivității din trafic și a indisciplinei de care dau dovadă bicicliștii. Nu există încă un respect adecvat între participanții la trafic și asta o simt foarte mult și bicicliștii și pietonii ca participanți mai vulnerabili față de cei în autovehicule. Trist este că și atunci când autoritățile fac ceva, fac cu jumătăți de măsură. S-au făcut câteva lucruri pentru bicicliști, sunt foarte puține și mai ales ceea ce s-a făcut este prost făcut. Cele mai multe piste de biciclete din Cluj nu-și merită numele, sunt prea înguste, sunt cu obstacole, încep de nicăieri, se termină nicăieri și nu sunt în cele mai importante lucruri, nu are o coerență. Asta descurajează oamenii să meargă pe bicicletă. De exemplu, pista de biciclete de pe strada Dorobanților din Cluj-Napoca se termină brusc și nejustificat, în mijlocul trotuarului, iar cei care nu opresc la timp riscă să primească amenzi. În acest moment există 59 de kilometri de pistă pentru biciclete în municipiu. Unele facilități ale municipalității pentru bicicliști se dovedesc a fi inutile, de pildă spațiile dedicate bicicletelor din autobuze. Portbagajele frontale care s-au pus pe câteva autobuse de pe linia 35, din păcate a fost doar o cacalma mediatică a primăriei, au ținut doar o lună jumate. În loc să iau un model omologat, consacrat, s-au gândit să meșterească ei unele în atelierele Regie de Transport și fiind un model artizanat neomologat ca tip, sigur că RAR-ul i-a obligat să le dea jos și așa au rămas lucrurile. Deci au compromis o idee altminter bună. Polițiștii atrag atenția asupra lipsei de disciplină a bicicliștilor. La nivel național, numărul accidentelor provocate de aceștia a crescut cu 25% în ultimii 4 ani. Din păcate pentru bicicliști trebuie să spunem că în mod categoric, după categoria pietonilor, ei sunt a doua categorie cea mai indisciplinată în trafic. Bicicliștii, din păcate, consideră că pot circula la fel de lejer și pe trotuar și pe drumul public. Sigur, nu au piste suficiente de biciclete, asta este o mare problemă a traficului în municipiul Cluj-Napoca, ca de altfel și în alte mari orașe din țară. Însă bicicliștii trebuie să înțeleagă că, la fel ca și pietonii cu care i-am comparat deja, sunt cei mai expuși la victimizare în cazul unor evenimente rutiere. Un bilanț al poliției rutiere arată că aproape 10% din numărul total de accidente rutiere grave sunt cauzate de abateri ale bicicliștilor.